Єгегей! Нарок, ачес відео є воно плін дисперанці. Я маю сперанці, що вряв. Нарок, приятен, ачес відео є воно плін дисперанці. Я маю сперанці, що вряв свого комунік. Я ж вряка, după ачес відео, тоаті компаніїлі, да ну каша да, тоаті компаніїлі ді рент-а-кар дін Молдова, компаніїлі, кари дау машині кирі, сиш спорязки бруск, да бруск, нивелу калітеці сервічіли. What did you say? Înțeleg că aș putea să câștig și o serie de dușmani cu acest video, dar din start vă recunosc, eu n-am încercat serviciile tuturor companiilor de rent-a-car. Eu nu-s gata acum să spun că toate companiile de rent-a-car sunt sau proaste sau mai puțin proaste, dar am încercat vreo 4-5 și majoritatea din acele companii, eu personal mi-aș fi dorit să devină mai bune în ceea ce fac. Așa că acum, aproape gratuit, vă împărtășesc o serie de experiențe sau mai degrabă speranță slash dorință pe care le-am eu apropo de serviciile rent-a-car din Moldova. Sau mai degrabă, nu împărtășire de experiență, dar manifestare de adâncă dorință. Și poate universul a să audă dorința asta și o să schimbe starea de lucruri în Republica Moldova. Unul la mână. Eu aș fi vrut că atunci când iau o mașină în chirie, să nu trebuiască să merg prin subsoluri dubioase, garajuri puturoase, tot felul de curți, pe acolo pe unde mergi și te mănâncă câinii живьём. Doi la mână. Aș fi vrut că atunci când deja ajung într-un presupus cabinet de rent-a-car, să nu se apropie un domn, doamnă de mine și vreo 5-10 minute să mă privească cu un semi-zâmbet, ca după asta să-și iei inima în dinți și să exclame: hei, băiatu, da eu din start te-am recunoscut, Emilian, hei! O leacă mai multă discreție, sper că nu șer prea mult. Și trei la mână. Dacă toți sunteți o companie de rent-a-car în Moldova, trageți-vă un site a Caterii, acolo unde eu pot să intru și cu cardul de credit să rezervez, broniruiesc un autoturism. Și autoturismul pe care îl rezervez, tot așa să-l găsesc în parc atunci când vin să iau mașina în chirie. Dar nu, să iau o mașină, peste 10 minute să-i moară acumulatorul, eu vă sun, dar voi să-mi spuneți, da poate încercăm săptămâna viitoare, domnul Andrei. Aha, конечно. Și că voi vă uitați și vă gândiți-mă, ai fi vrut, dar ce schimbi tu cu dorință, Andrei? Mă, fetițe, băieței, schimb foarte mult, cum a spus și Paulo Coelho, cine vrește, acela primește, sau în portugheză, prejești pește aragazul frigideiru. Eu sunt un exemplu de om care ia ca o vrut, o exprimat universul acestei dorințe și universul ne-a dăruit o cunoștință, ne-a recomandat să intru pe site-ul kun.md și să descoperi acolo o companie care te faci să crezi că nu ești în Moldova. Eu știu că eu de obicei vă rog pe voi să cercetați înainte de a crede, dar de data asta risc să presupun că sunt gata să bag mâna în foc și să spun că cel puțin pentru mine, Kun Auto Rentals este în topul companiilor care oferă servicii de autorent. Și culmea e că această companie este una super tânără. Compania e mai tânără chiar decât mandatul de președinte al lui Donald Trump. Dar ei deja au un parc de aproape 30 de mașini, dacă nu greșesc, și ultima serie de A-class este uimitoare la capitolul preț și confort. Și cea mai mare surpriză e că dacă ești un client cu minte, poți să te alegi și cu o sticlă de vin cadou. Așadar, prieteni, dacă se întâmplă să aveți nevoie de o mașină în chirie, dați-le o șansă celor de la kun.media. Încercați serviciile lor, după asta intrați pe pagina de Facebook ca să lăsați părerea și impresiile după călătorie și ați vedeți că n-ajung steluță pe Facebook ca să încapteți satisfacția pe care voi aveți după ce ați încercat Kun Auto Rentals. Odată și acest video este ultimul înainte de a înregistra următorul video care va fi deja înregistrat în Canada, eu vreau să spun un mare mulțumesc celor care au făcut din această vară anului 2017 una fermecătoare și de neuitat. V-am pupat!